ce spune Liviu Mihaiu. Acum anunț oficial că dau DNA în judecată și cer daune morale și materiale pentru ceea ce mi s-a întâmplat în acest caz. Pentru toate cele care mi s-au dărâmat, psihic, moral și material, voi cere daune în civil. Oamenii care nu m-au înjurat sau care nu mi-au strigat pe stradă la pușcărie, Mihaiule, partenerii mei, prietenii mei, copiii mei m-au rugat să dau niște explicații. Am să le dau odată cu revenirea mea în viața publică. Să fiți siguri că acum voi începe lupta care la mine merge până la capăt. Voi chema în instanță premier, oameni politici, jurnaliști și funcționari ai administrației Deltei. Ca martori, spune apoi într-o editare ulterioară a acestei postări, Liviu Mihaiu.